Am depus astăzi listele pentru candidatura Alianței USR Plus în județul Bihor. Suntem deciși să continuăm ceea ce am început în 2016, iar în acest nou mandat să reușim să ducem o muncă de construcție și nu de atât de blocarea unor inițiative dăunătoare pentru România. Adela? Bună ziua! Avem pe listele de candidați oameni foarte competenți, profesioniști și cu bune intenții, atât din USR cât și din Plus, care au fost desemnați prin competiții interne și cu care ne mândrim și sperăm să ne aducem aportul la o dezvoltare modernă a României, pentru că de aia am intrat în politică toți cei de aici, pentru că ne dorim o modernizare reală a României, care să scăpăm de sinecuri politice și de corupție și de hoție.